ceremonial de desfășurare a de constituire a Consiliului Local al Comunei Podori, care a fost prin ordinul prefectului 366 din 23-a 10-a. Am să dau cuvântul domnului superprefect. Mulțumesc, bună ziua! Rog asistența să se ridice în vederea imnului național. Pentru data de 27-a 10-a 2020, ora 10.
întrucât din numărul total de 15 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Poduri, au fost validate mandatele unui număr de 15 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 15 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Mâinești, sunt prezenți un număr de 15 consilieri, nu acceptează nimeni. La ședința legal constituită participă primarul, la care alegerea a fost validată, doamna Miclăuș Diana Narcisa, a cărei procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Mâinești. De asemenea, la aceste lucrări participă și invitații. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Poduri și depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmarea alegerilor a autorităților publice locale din 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Bia Vasile, născut la data de 20.10.1946, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt doamna consilier Brumă Ramuna, născută la data de 19.03.1983, și domnul consilier Stoleriu Ionuț, născut la data de 1.05.1983, toți fiind invitați alături de mine să conducă ședința. Dau cuvântul domnului președinte de vârstă. Modestă, respectoasă, generoasă,
profesional desăvârșită, credincioasă. Și dați-mi voie să fac o paranteză aici. Dânsa a fost cea care la Sfintele Sărbători de Paști a venit pe strada ambasadorului și în toată comuna să aducă lumina sfântă. Eram în carantină de COVID. Cine știe ce Crăciun vom avea, cine știe ce Revelion vom avea, dar dânsa de Paști a venit și a cântat Hristos a înviat și ne-a urat să-l Paște fericit, un gest extraordinar de o bună credință a Doamnei. De asemenea, iubește și respectă pădurenii, dragi concetățeni, și-a sacrificat sănătatea, și-a sacrificat fericirea pentru bunăstarea comunei poduri. De aceea, dumneavoastră, și vă mulțumim respectos, ați ales-o cu un procent de peste 82% și aplauze pentru poduri. De asemenea, într-un cuvânt, noi... Domnul președinte, vă rog foarte mult. Făcut programul de astăzi, avem un alt moment. Da. Vă rog să-l urmăriți în tocmai. Am înțeles. Noi atât încheie, domnul subprefect, că în campania locală ne-am fixat drept logo, zâmbetul și respectul pentru pădureni a fost puterea noastră. Și vreau să închei când a spune că omul sfințește locul pentru doamna primar. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi în totalitate priceperea noastră și împreună cu colegii mei mai tineri, foștii mei elevi, vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Poduri în conformitate cu legea în vigoare. Dau citire ordinii de zi a acestei ședințe. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Bacău în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Poduri. Și 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Poduri. Deci, ordinea de zi fiind cea aprobată, cu permisiunea dumneavoastră vom trece la primul punct. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, al căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Poduri. Și înainte de a vă ruga pe doamna Sandu, doamna secretar general al Comunei Poduri, doamna Sandu Popa Cristina, aș ruga să-mi dați voie să vă arăt o surpriză, și anume, dacă știți, am aici în față, stimați colegi mai tineri, că sunteți foarte mulți tineri în Consiliul Local și mă bucur enorm de mult, jurământul care profesorul Bia, subsemnatul, l-a rostit pe data de 5-6-2016 la alegerile trecute. Iar aici este certificatul doveditor al alegerii consilierului local. O să aveți și dumneavoastră, pentru cei tineri vorbesc, acest lucru. Doamna Cristina, vorbeam de dumneavoastră. Și rugăm să prezentați încheierea pronunțată de judecătoria Moinești, din care sunt validate mandatele consilierilor local declarați aleși. Vă rugăm!
în ședința din Camera de Consiliu din data de 13.10.2020. Admite cererea, având ca obiect validarea mandat consilier formulată de Secretarul General al Comunei Poduri cu sediul comun al Poduri, județul Bacău, în temeiul articolului 114 din Ordonanța de Urgență 57/2019, validează mandatele candidaților Stapaliu Costică, Ilie Constantin, Miteru Mitre, Scorțanu Marlena Maria, Teiș Ovidiu Dan, Balaban Ioan, Caravana Neta, Iscu Nelu, Brumă Ramona, Storelinu Ionuț, Dobrogoț Ioan, Nistoreanu Nicolai, aleși pe lista Iscu Gheorghe, aleși pe lista Partidului Național Liberal, în funcție de consilier local al Comunei Poduri. Iar la acesta de pe lista Partidului Social Democrat, a renunțat la funcția de consilier. Conform prevederilor articolul 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 57 privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul cu formulă religioasă sau fără formulă religioasă. La alegeri, consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul va fi depus după următoarea procedură. Domnul președinte de vârstă, domnul Via Vasile, va invita fiecare consilier validat în ordine alfabetică. Se va deplasa la locul special amenajat unde se află un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă pe Constituție și cât și pe Biblie. Și va da citire jurământului, după care va semna jurământul care este imprimat în formular special în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se mânează consilierului. În timpul depunerii jurământului de către domnii și doamnele consilieri, rog asistența să ridicăm în picioare. Așa cum ne-a spus doamna secretar general, primul consilier, domnul Balaban Ioan, vă invităm la doamna secretară cu mâna pe Biblie să rostim jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și precederea mea pentru binele locuitorilor Comunei Poduri, așa să ne ajute Dumnezeu. Mm-hmm.
Lăsați pe domnul Polițist să vă țină microfon, dumneavoastră mâna pe Biblie și pe Constituție. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Dobrovăț Ioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu ea de, și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să fac cu bună credință tot cele ce stă în putere și priceperea mea pentru mine, în locuitorul Comunei Podul. Așa să le ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință pentru priceperea mea, pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Mititelu Mitreu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Podul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul inginer Stăpâniu Costică.
să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Podul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Scorțanu Marlena Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Podul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Podul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și domnul Teriș Ovidiu Dan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Podul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da. Aceștia au fost consilierii care au depus jurământul în fața dumneavoastră. Vă invit să luați loc. Care ne-a acordat această încredere. De asemenea, mulțumesc tinerilor frumoși ce au venit cu profesoara lor, Gabriela Bia, au venit la această activitate. Vă mulțumim sincer, copii. Dau cuvântul domnului Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău. Domnule subprefect, vă rog. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Podul. Deoarece au depus jurământul un număr de 15 consilieri. Consiliul Local al Comunei Podul este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnule președinte, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Punctul 2, sună tare frumos, domnule subprefect, depunerea jurământului de către primarul Comunei Podul. Aplaudați-o prin doamna. Am să citesc o validarea. Dosar numărul 3534 per 260 per 2020, judecătoria Măinești, încheiere, ședința din Camera de Consiliu din data de 15.10.2020. Instanța s-a întâlnit, a deliberat și numele legii dispune. Validează alegerea doamnei Diana Narcisa Miclăuș din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Podul, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instituției prefectului județului Bacău și Consiliul Local Podul, județul Bacău.
Doamna primar, vă invităm să depuneți jurământul. Să fie exact ca la carte. Mulțumesc, domnule.
Mulțumim și felicitări încă o dată tuturor. Simțile voastre, dacă vreți un cuvânt sau eventual și o mică rugăciune, e bine pentru toată lumea. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci, veci nouă. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Cele strângătorile Duhul Adevărului, care pe tătivinești, toate le plinești. Vistierul bună într-o cercetătorilor de viață, vinoște să rășește într noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșit noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne împărește de cel viclar. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cel la ce prea înțeles, pe pescai ai arătat că trivință Dumnezeilor Duhul Sfânt și pe crește lumea ai gânat, Iubitorule de oameni mărite ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu ne dorește a Ta milostivirea, a cărui iubire este nemăsurat și doar a mea neajunsă, la Ta slavă că cu frică și cu dremul ca niște rog nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bărătăți pentru binefaci care au fost asupra poporului român și asupra poporului de comuna Pog și asupra noastră tuturor, prin ceea ce au fost în perioada trecută și ne rugăm și pentru perioada viitoare cu binecuvântarea Ta. Te slăvim, îți cântăm și te vădăm și arăși pe înaintea Ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurat și nesprătat milostivire. Ca precum ai binevitat primit cu roagă celor bărătăi, păstrăm predicerele, așa și dacă înainte vrednicești să sporească în dreapta credință, în dragoste de tine și că te-a făcut toate faptul rușa Ta, ca mândria Ta de bunătăți. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, aleși acum, în această funcție și poporului din această comună, Duhul Înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește poporul și înalță. Înduiește-ne lor și a judecătorilor și a conducătorilor noștri Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revansă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul Repădării de Sine, pe care a dat Sfinților de Ucini și Apostoli, când ai trimis în lume la părăduire. Insuflă, Doamne, tuturor celor prezenți de față și locuitor acestei comuni, dragostea Sfântă izvorul de dragoste de Dumnezeu către aproașele de țară. Iar pe noi, pe toți, îmi reușesc să spunem în fapte bune care vede pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe înaintașii noștri, pe toți eroii, ostași și șoptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagări, închisori, pentru apărarea acestei țări și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim, să-ți cântăm ție și cel fără de început altul Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață făcătorii Tău Duh. Slavă ție Dumnezeu nostru, de Tătorul nostru de bine în vecii vecilor. Preasfinții, când au preasfinții Părintele nostru Ioachim,
Arhiepiscopul Roman și Bacăului, dăruiește, Doamne, zile îndelungate, spărind dreapta propria când adevărul Tău și căruia Dumnezeu pe care mântuire și-L păzește, Doamne, de mulți ani, de mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să credinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, mai marilor acestei comune, de față aici, astăzi validați, iubitoare de Hristos armate, dăruiește, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toate bună scorire, iar asupra vrăjmașilor biruință. Și păzește într-o mulți ani, va fi viața numai și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Binecuvântare și mulți ani și să ne conducem după cuvântul Sfânt de Scripturi, pe care cuvântul dăruit Doamne primar și nu numai, și celor care vor lucra în această cântare. Bucurii! Doamne ajută! Dacă mai e cineva care vrea să ia cuvântul, stați să luăm și că și următorul mandat în care astăzi ați greșit va fi la fel de plin de realizări ca și mandatul care l-ați încheiat. Țin să vă urez succes dumneavoastră personal și echipe dumneavoastră și sper ca peste 4 ani Codurenii să aibă aceleași gânduri bune față de dumneavoastră și față de realizările dumneavoastră. În calitate de consilier județean, țin să vă asigur că instituția pe care o reprezint va fi un partener de nădejde în sprijinirea tuturor proiectelor pe care intenționați să le manifestați, să le desfășurați în următorii 4 ani. Scuzați-mi emoțiile, sunt prima dată când vorbesc cu oamenilor din Poduri și acest moment festiv deosebit la care am participat mi-au creat aceste emoții din clasă. Încă o dată vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut în ultimii 4 ani și nu numai în comuna dumneavoastră. Drept răsplată ați primit încrederea pentru încă 4 ani din partea podurenilor. Podureni care sunt oameni gospodari, oameni vrednici și care au fost binecuvântați de Dumnezeu un primar ca dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu putere de muncă și să faceți din comuna Poduri o comună care să ne mântim toți băcăoanii. Așa să vă ajută Dumnezeu. Aș ruga tare mult să transmit mulțumirile noastre ale Consiliului Local, a doamnei primar, Consiliul Județean și să asigurăm că Comuna Poduri are și trecut 601 ani de existență documentară, are și prezent, se vede prin ce face doamna primar și Consiliul Local în Comuna Poduri și are și viitor, oameni buni. Viitorul este în tinerii ce îi formăm. Eu am format 45 de generații de copii predând fizică. Au crescut, au devenit oameni mari și acum uitați-i și dumneavoastră lângă noi.
Ei vor conduce destinele comunei Poduri. Aplaudați-i că sunt viitorii consilieri. Încă o dată, sincer, mulțumim, domnule subprefect, și îngăduiți ca gândurile noastre bune și a preasfințiilor lor să se îndrepte pentru tot ce înseamnă Consiliul Județean. Vă felicităm și domnul Budacă, fără emoții, Comuna Poduri vă va vota, să știți. Înainte de a da cuvântul domnului președinte să închidă ședința, am înțeles că mai avem o surpriză aici în spate și cu adevărat copiii sunt extraordinar frumoși, un glas de care ne este dor în aceste timpuri de pandemie. Și o felicită în primul rând pe doamna profesor Bia că păstrează tradiția nu numai în Poduri, că dânsa a fost peste tot, și la Comăneș, și la Moineș. Și la Valea Uzului. Și la Valea Uzului, eu mulțumesc. Da, felicitări să aveți sănătate, putere de muncă și, doamnei primar, din partea instituției prefectului, nu vă asigurăm de tot sprijinul nostru în ceea ce ține de organizare. Felicitări, multă putere să-ți dea unul Dumnezeu și melodia mamă de sunt întâmplător, știu că iubești copiii foarte mult, deci este un mesaj pentru toți cei prezenți. Și de doamna primar a luat sfârșit. Vă mulțumim respectuos! Să vă mulțumim.
dumneavoastră.